dacă ne axăm pe ideea că era previzibil așa pas prin declarațiile făcute de domnul Marian Lupu și prin informația care mai apoi a fost strecurată pe unele surse de informații străine, atunci acest pas nu a fost o surpriză. Poate că a fost o surpriză pentru cei care nu și-au accentuat atenția asupra acestor evenimente din viața politică a Republicii Moldova. Deutsche Welle a anunțat despre un posibil scenariu când Marian Lupu va părăsi rândurile Partidului Comuniștilor și se va axa pe ideea coagulării forțelor social-democrate pentru a forma un centru politic în Republica Moldova. Tot la aceeași temă s-a referit și cotidianul rus Vedomosti, care a anunțat că Marian Lupu va părăsi Partidul Comunist cu același scop. După câte vedem și ne dăm seama, și nemții și rușii au informații mai repede decât sursele de informare în masă, care și la noi au tot abordat acest aspect. După mine nu este o surpriză. Era și de așteptat că Marian Lupu, fiind un carierist de forță, nu a primit cei ce trebuia să primească, adică cei ce și-a dorit el să primească, nu a sesizat momentul că Partidul Comuniștilor nu poate fi destrămat ori impus în situația când figura lui politică poate fi un element, să spunem așa, indiscutabil. De aceea, taberele formate în rândul Partidului Comuniștilor nu l-au acceptat. Atât așa zisa tabără conservatistă, cu vechii nomenclaturiști, cât și cei mai tineri, mai liberali, să spunem, în direcția politicului economic, tot nu au acceptat figura lui. De altfel, domnul Marian Lupu, prin gestul său, după mine, și-a pus cruce pe viitorul său politic, nu și pe cel electoral, pentru că în electoral la care ne așteptăm, cred că va încerca să spună un cuvânt. Dar luând în considerare scenariile care pot fi avansate, viitorul politic al lui Marian Lupu este destul de sumbru. Plecarea lui Marian Lupu din PCRM va diminua șansele electorale ale comuniștilor, va ciupi ceva din electoratul lor? Aveți perfectă dreptate când spuneți că va ciupi și nu mai mult. Cred că electoratul comunist este determinat de mult. Este corect să spunem că Marian Lupu are niște simpatizanți în electorat și va ciupi, după mine, de la 5-7%. Însă aceste procente, cum au menționat și alți experți, vor fi compensate prin o campanie electorală scurtă, agresivă și foarte, foarte încrâncenată. De aceea comuniștii vor încerca să compenseze atât prin venirea rândurilor Partidului Comuniștilor a grupării lui Mușuc din partea social-democraților, cât și prin acțiuni agresive în campanie electorală, putem să spune că vor merge ca un buldozer. Înseamnă oare asta că Marian Lupu ar putea să aducă un nou partid în Parlament, un partid social-democrat? Indiscutabil că aceasta a fost ideea de bază. Nu cred că Marian Lupu s-a gândit în primul rând la un simplu rol de deputat în Parlament, pentru că Partidul Comuniștilor ei asigurau asta fără nicio restanță în acest caz. Este vorba, cred că, de un scenariu mai mare, anume merge vorba despre două partide vădit prorusești, cum ar fi PSD-ul cu propunerile sale extravagante și Partidul Uniunea Centristă din Moldova, condusă de Tarlev, care a încercat să înregistreze Asociația Obștească Prietenii Rusiei, alăturat, cred că va fi și partidul domnului Deacov. Și vom primi un mutant, așa să-i spunem, cu doi foști prim-ministri și cu doi foști președinți ai Parlamentului, care, de data asta, cred că au șanse să intre în Parlament. Dar, repet, viitorul politic nu este prea luminos. Țin să mai accentuez două elemente.
Ei vor ciupi nu numai de la comuniști. Trebuie să ne dăm destul de bine seama că, practic, coagularea social-democrației în centru pot lăsa în afara viitorului Parlament Alianța Moldova Noastră și pot ciupi foarte intensiv chiar din electoratul lui Filat, adică Partidul Democrat din Moldova, Partidul Democrat Liberal. Un alt eveniment important care s-a produs astăzi este instalarea unui nou guvern, dacă îi putem spune nou, pentru că aproape că, repet, vechea componența guvernului Greceanu. De ce a fost necesar să fie instalat un nou guvern Greceanu? În primul rând, cred că e un pas corect din punctul de vedere că guvernul precedent și-a dat demisia. Adică nu avea capacitatea nici juridică, nici formală de a gestiona situația din Republica Moldova. Comuniștii singuri nu ascund că este un guvern provizoriu. Și dacă este un guvern provizoriu, aici are dreptate premierul confirmat Zinaida Greceanu că n-ar fi fost necesar ca la posturile cheie, cei ce țin de aspectul economic și cei ce țin de aspectul forță, să fie schimbați miniștri. Adică se întrevede o continuitate a politicii economice și, cu părere de rău, și a celor de forță. Este vechiul guvern care, fără prea multe menajamente, i-a fost încredințat gestionarea, ori guvernarea până la clarificarea situației. Comuniștii au necesitate de un scrutin foarte rapid, foarte efectiv și sunt necesari oameni controlați în practică ca să-și poată asigura victoria. Este de menționat încă un singur fapt. Va fi o greșeală enormă dacă se va repeta aspectul de implicare masivă a miniștrilor în campania electorală. Atunci va fi o sursă adăugătoare din partea liberalilor ca comuniștii să fie atacați foarte intensiv, deoarece se va spune clar că dacă miniștrii tot una sunt implicați în campania electorală, atunci care a fost necesitatea numirilor în post. De aceea cred că Voronin și echipa sa se gândește la o tactică nouă, o tactică foarte agresivă, cum am spus, foarte rapidă, care i-ar asigura majoritatea în Parlament. Ce